Duminică 11 august 2024 mă aflu în localitatea Vulcana Pandele din județul Dâmbovița, în crescătoria unui colombofil foarte pasionat, tânăr dar pasionat, care nu practică acest sport decât din 2018, relativ recent, nu? 2018, dar de 6 ani. Este vorba despre domnul Alin Ioniță, pe care îl salut. Bună ziua, bine ați venit la mine în crescătorie. Salut, Alin, de mult timp vorbim împreună, dar acum e prima oară când te și văd. Da. Mă și vezi și tu. Am venit la tine în crescătorie, am făcut aici un scurt periplu în zonă. Acum ne aflăm în compartimentul în care la acest moment tu deții pui generație 2024, nu? Da. Sunt pui de toate seriile aici, în compartimentul. Câte serii? Acesta. Câte serii scoți? Cam 3 serii de pui sunt aici, cu prima și a doua serie, cu diferențe de cam de 10 zile între prima și a doua serie, fiindcă eu am furat ouăle la prima serie de mască și le-am pus la compartimentul de zburători. Am înțeles. Ești mulțumit de seria de pui de anul ăsta? Da, adică cum ți-a ieșit, cum se mișcă afară? Pui arată bine, se antrenează bine, zboară destul de bine, da? O să-i vedem la concurs. Am înțeles că deja ați început prima etapă cu ei, nu? Când ați avut-o? Prima etapă cu pui am început ca sub formă de antrenament să zburăm. Da, o etapă undeva la 50 de kilometri, au venit bine, au venit toți, grupați. Da. Nu, e cu ceasul, nu pot să vă dau prea multe detalii. Așa e, trebuie. Și cu ceasul când începeți? Anul ăsta eu o să vor doar antrenamente și de la anul. O să-i vedem ca iar, Linci, cum zboară și cu ceasul. Zborurile cu puii sunt importante pentru tine, Alin? Sunt concludente? Pentru mine nu sunt concludente, că zbor categorie, urmăresc să zbor categoriile fond și maraton și porumbei deja sunt foarte avansați cu năpârlitul. Nu știu, nu mi se pare. Câte pene mai au la momentul ăsta, de exemplu, majoritatea? Păi cei mari, cred că 3 pene, 2 pene, am văzut 4 pene și ăștia greu, mai mici. Da, asta nu poți să-i duci pe altă parte. Urmărim undeva să-i ducem la maxim 300 de kilometri, nu mai departe. Cât mai multe și dese. Așa e, da. Asta e importantă pentru pui, nu? Da. Se obișnuiesc și cu mașina. Așa considerăm, așa. Se mai și imunizează. Să mă fai, da, deja, după cum se vede, deja au început să li se umple ochii. Am văzut la vreodată. Da. Asta e boala, da. Bolile puiilor. Așa e. N-ai ce să le faci, corect. Da. Aici sunt pui, Alin, doar din porumbei de reproducție? Sunt pui din porumbei de reproducție și din câțiva porumbei de zbor care au avut rezultate. Adică... Și perechile astea ți le faci tu la porumbei de zbor primăvara? Toți porumbei de zbor îi împerechez eu cum doresc. Cum adică tu, am da. Boxe cu fețe de boxe și îi împerechez cam cum doresc. Eu, în ideea de a putea reproduce pui și din zburători. Îi bași în același timp la matcă și zburători și pui? Da, ca să pot să iau ouăle de la matcă să le pun la zburători. Da, și zburători și matcă, da, am înțeles. Arată bine, îmi place. Culori preferate la ei, văd mulți albaștri la tine, nu? Nu am, da. Majoritatea porumbeilor sunt albaștri și roșii. Adică din lotul de matcă, majoritatea sunt albaștri. La mine, câțiva foarte puțini stropiți. Un roșu frumos, ăsta ce e în el? Ăsta e din linia unui porumbel de-al meu, de la lotul de zbor, pe care nu-l mai am, l-am pierdut la un concurs, locul 12 național. Bravo! În expoziția națională, la categoria maraton. Bravo! Nepot din porumbelul ăla, pus în pereche cu alt porumbel de-al meu, tot de la categorie, tot din lotul de zbor. Eu încerc să-mi creez o linie de porumbei ai mei. Așa, în spate au... De unde ai început cu ei? Din 2018. Am luat porumbei de la vecinul meu, de la Răzvan Mântescu. Da? De la el. El, practic, am fost plecat o perioadă în străinătate și când am venit, el mi-a El s-a insuflat din nou. Eu am avut porumbei când eram mic și când am venit din străinătate m-am reapucat de ei, dar el mi-a dat porumbei, ouă din porumbei lui și tot. Și a început nebunia din nou, nu? Cât timp stai printre ei în timpul sezonului, Aline? Cât timp îți permiți? În timpul sezonului... Nu prea mult, că lucrez, da. Dar încerc să stau, să-mi fac și familia, să-mi fac și porumbei și cu toată lumea. Așa. Mai greu. Așa e. Cu timpul. Așa e. E bine că te susține familia, e un lucru foarte important toată și alături de tine în pasiunea asta, că dacă n-ai familia alături, știi cum e, mai greu. Este, așa este. E și mai greu, nu? Este, da. Te mulțumesc pe această cale soției și familiei, mai ales soției și tatălui meu care mă sprijină necondiționat.
cel puțin dacă n-ar fi tata să mă ajute cu ei, n-aș reuși. Cred. Fiind la lucru, lucru natură. Și dânsa e acasă toată ziua? Pensionar, tânăr pensionar și a început să începe să-i și placă partea asta cu sportul columbofil. Ai văzut Ilie lângă tine acolo pe scaun când aștept sorul de la concurs? Da, avem aici, avem locul nostru unde stăm pe fiecare dimineață și ne bem cafeaua. Da? Frumos, nu? Da. Frumos, frumos, bravo, îmi place. Câți pui aici? Cam câți ai? 56 de pui și am două femele de anul trecut, una pierdută la un concurs cu pui, ea s-a întors după un an de zile și încă una lăsată de la lotul de mat, că vreau să o las afară. Ea a fost inițial zburătoare, a zburat până la ajut și am oprit-o la reproducție, dar m-am gândit mai bine că s-o las totul să zboare la anul. Așa. Vom vedea, nu știu, dacă am e bine sau rău. Că la ora asta la voi deja șoimul e în acțiune maximă, nu? Este. Nu știu dacă o să reziste, că stăm toată primăvara și vara la matcă, dar văd, am dus-o până la 50 de kilometri. Și s-a mișcat bine, nu? Da. Bravo. Mergem în continuare, da? Da.